degeaba vehiculăm tot felul de nume, nu știu, cred că vrem să arătăm că facem așa ceva, dar până la urmă și antrenorii, ca și fotbaliștii, au meseria pe care o au și au o cotă pe care o au. Nu poți să chemi un antrenor care de pe 2 milioane de euro, ăla nu o să-ți vine niciodată pe 102.000 de euro, pentru că automat își trage singur coborul de sub picioare sau își trage singur craca. Bun. În perspectiva carierei sale. Aici deci, probabil Răzvan Lucescu e clar, nu va accepta niciodată. Și atunci de ce mergem în Grecia? Păi bun, e interesant ce spuneți. Mă întorc imediat la probabil e o formă de manipulare a conducerii Federației Române de Fotbal, de manipularea opiniei publice. Eu eram în federație și se încerca la vremea respectivă, când cu Pițurcă în 2014, aducerea lui Olăroiu și atunci. Deci eternul Olăroiu. De 7 ani îl vrem pe Olăroiu. Tot de 7 ani îl vrem pe Mircea Lucescu. Tot de 7 ani n-ar fi rău Hagi, dar nu apucă să vină, nu se vede de colț. Tot îl vrem pe Bălării de 7 ani. Sunt eternele nume sau toate numele etern vehiculate. Uh-huh. Deci hai să fim realiști și să vedem ce putem face, pentru că din câte înțeleg situația financiară, nu poți aduce un antrenor de 500.000 de euro salariu anual. Bun. Nu vorbesc de un antrenor care dorește o sumă mai mare de atât. Ok. Deci asta nici măcar 500.000 nu ne permite. O compatibilitate în care un antrenor, un selecționer, trebuie să se înconjoare de un staff pe care și-l dorește el, probabil, dacă vrea să se simtă confortabil. Pe urmă, ești dependent selecționerul de o anumită durată a contractului. Nu poți să aduci un selecționer dacă ești, lucrezi la modul serios, până hai să vedem ce facem la baraj. Adică aduc selecționer pentru un meci, să zicem, uh-huh, în ipoteza în care ne-am fi calificat la baraj. Okay. Deci nu așa se lucrează. Țin minte că în 2014, când cu plecarea lui Pițurcă la Arabi, tot așa, hai să plecăm, să ducem, să știu eu, câți căutări. Și eram în birou cu Andrei Vochin și zic, măi, era consilierul tehnic al președintelui. Zic, Andrei, nu mai vă aș încordați atâta, că nu o să-ți vină niciunul, avem selecționer. Este la capătul culoarului. Se numește Anghel Iordănescu, stă în birou și citește ziarul. Ce vă mai... Pe cum? Că e bătrân, că e desuiet, că a ieșit din fotbal de 6 ani, de 7. Măi, frate, meseria asta nu se uită. Un doctor e doctor chiar dacă nu mai operează 6 ani. Deci, dacă știi meserie, poți să activezi și după 10 ani. Asta e o problemă. Ca dovadă că mâine a fost numit Iordănescu și ne-a și calificat la Europeană din Franța. Unde totuși și lucrurile n-au stat grozav, dar... Da. Păi, așa a fost. Sunt martor pentru ceea ce afirm eu acum.